Din grup făceau parte doi bărbați și cinci copii. Aceștia s-au abătut de la traseul pe care ar fi trebuit să-l urmeze aproximativ 10 km. Grupul a pornit să străbată Valea lui Stan, singurul canion amenajat turistic din munții Făgăraș. Impresionați de frumusețea zonei, au hotărât să nu se întoarcă pe același drum, ci să urmeze traseul pentru a ieși la barajul Vidraru. În zona Măgurea s-au rătăcit. Deși nu vorbeau engleza și nu cunoșteau deloc limba română, bărbații au reușit să se descurce cu ajutorul unor aplicații de traducere de pe telefon. Unul mobil. Așa au sunat la Salvamont și au cerut ajutor. Cine v-a invitat pe dumneavoastră? Unul. Rafa 0 Salvamont. În regulă, ce să mai mult. Deci au știut să vorbească? Salvamontiștii au luat legătura cu jandarmii montani de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș, care au plecat în căutarea turiștilor rătăciți. Grupul a fost găsit după aproximativ o oră. Copiii au fost coborâți de un jandarm cu ajutorul unui UTV. Bărbații au mers pe jos împreună cu un alt jandarm. Cei șapte au fost duși până la Căpățâneni, unde aveau mașina.